Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 12 septembrie 2020. Duhul Sfânt este mângâietorul nostru. Mângâietorul vă va învăța toate lucrurile. Ioan 14, versetul 26. Domnul Iisus a declarat: Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Așadar, Duhul Sfânt are aceste două roluri. Întâi ne învață cum să umblăm cu Dumnezeu. Apoi ne amintește să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. În calitatea noastră de copii răscumpărați ai lui Dumnezeu, avem nevoie să fim învățați cum să umblăm cu El, să ni se amintească de binecuvântările care ne așteaptă când trăim astfel și să fim atenționați în privința pericolului de care avem parte atunci când nu o facem. Dacă ai crescut copii, știi care sunt pașii. Trebuie să înveți alfabetul ca să poată scrie și citi. Apoi trebuie să-i pui să exerseze până când îl stăpânesc. Trebuie să-i înveți să umble. Iar faptul că se împiedică și cad de 100 de ori face parte din procesul creșterii. Biblia ne spune: cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, scrie în Proverbele 24, versetul 16. Așa cum tu nu spui niciodată copilului tău: gata, m-am lăurit, nu ești în stare de nimic, nu vei învăța niciodată să mergi, nici tatăl tău ceresc nu va face asta. Copilul tău a trebuit să învețe despre igiena și curățenia personală. Tot astfel, Duhul Sfânt îți va aduce aminte de importanța citirii cuvântului lui Dumnezeu în fiecare zi. Domnul Iisus a zis: acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Ioan 15, versetul 3. Și psalmistul a scris: cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Psalmul 119, versetul 9. Dacă ești înțelept, vei începe fiecare zi rugându-te: Duhule Sfânt, învață-mă ce trebuie să știu și adu-mi aminte de lucrul acesta pe parcursul zilei. Amin?